Vestea majorării salariul minim nu a fost primită cu prea mult entuziasm de către patron. Știm foarte bine lucrul acesta, motivația fiind că această nouă majorare pune o presiune în plus și mai mare pe bugetele companiilor. Aș vrea să vă întreb cum a fost primită această veste de către companiile care operează în industria textilă. Salariul minim real este ca o imixtiune brutală a politicului în economia privată raportat la productivitatea muncii, care se află la cotele cele mai mari în momentul de față. Mai mult de atât nu putem crește. Avem cea mai performantă tehnologie, avem cei mai pricepuți oameni. Au crescut destul de mult în ultima perioadă, respectiv în ultimii 8 ani au crescut de 12 ori, ceea ce reprezintă un impact negativ pentru societățile, pentru agenții economici, însă are un impact pozitiv pentru bugetul statului, având în vedere că se dorește o colectare imediată. Trebuie să nu uităm că salariul nu este o măsură a generozității patronilor, ci este un preț al muncii. Peste asta plătim salariile bugetarilor, plătim spitale, plătim școli, proiecte și chiar pierderile și furturile naționale. Deci mediul privat este sursa tuturor acestor lucruri. Pentru asta nu trebuie să vindem scump, trebuie să avem prețuri mici ca să putem să vindem. Mai mult decât atât, este și o piedică pentru tineri. Tinerii nu se pot încadra în muncă în momentul de față, raportat la faptul că angajatorii nu pot susține ucenici neproductivi. Iar după cum bine știm, școlile sunt fabrici de diplome și ies de pe băncile școlii fără a cunoaște o profesie. Problema este că nu ne oprim aici. În noul plan de guvernare se anunță alte 3 majorări, crescându-se de la 1450 până la 2400. Acesta este un proiect până în anul 2020. Se pare că această decizie populistă va închide mii de companii. Patronii nu vor face profit din care trăiește tot statul. 1.300.000 de bugetari, 5 milioane de pensionari, asistați sociali, care sunt foarte mulți în momentul de față, investițiile fără cap ale edililor, armata, F-16, manualele elevilor și așa mai departe. Avem o listă destul de mare. Trebuie să înțelegem cu toții că nu putem rezolva problema prin creșterea prețurilor ca urmare a creșterii costurilor cu salariile. Și mai degrabă se va urmări eficientizarea productivității prin eliminarea salariaților neproductivi, prin retehnologizare, sau chiar mai rău, se vor închide fabrici, va crea ceea ce duce la șomaj, la cheltuieli suplimentare, la migrații, familii dezbinate și așa mai departe. Poate pe această cale politicienii se vor trezi și își vor da seama că acest salariu minim pe economie nu generează lucruri pozitive, ci din contră lucruri negative și va fi stagnat sau chiar eliminat. Cel mult, acest salariu minim pe economie poate ar trebui stabilit în mediul bugetar. Sunt voci care acuză faptul că în industria textilă se practică așa numitul sclavagism modern, în sensul în care oamenii lucrează în condiții improprii, mai mult de 8 ore pe zi, inclusiv în weekend-uri, cu salarii minime. Cum stau de fapt lucrurile, cel puțin în cazul companiilor care sunt în Asociația Textiliștilor din România? Ne place să denigrăm industria confecțiilor textile, folosind acest termen de sclavagism modern, însă să nu uităm că femeile care lucrează în această industrie sunt ferite de intemperii, lucrează cu un acoperiș deasupra capului, lucrează la temperaturi potrivite, fie că este vară, fie că este iarnă, stau pe un scaun, nu sunt condiții improprii așa cum găsim în mine sau furnale. Spuneați dumneavoastră că se lucrează peste 8 ore. Sau cel puțin așa se vehiculează. Este normal ca parlamentarii să considere acest lucru raportat la faptul că în industria confecțiilor textile se lucrează în jur de 170-180 de ore pe lună. În schimb, parlamentarii lucrează 50-52 de ore pe lună. Spuneați de salarii minime, faptul că în industria confecțiilor textile se dau salarii minime. Însă, în privința salariilor, niciodată nu o să ne putem raporta la industria grea, la industria asamblatoare auto, industria asamblatoare de frigidere, industria asamblatoare de componente IT. Dar să nu uităm faptul că în momentul în care aceste companii găsesc o țară în care li se oferă mai multe avantaje decât cele din România, vor pleca fără să se mai uite în urmă, fără să le mai pese de faptul că lasă foarte mult șomeri, de faptul că se lasă familii dezbinate, însă noi, confecționerii, rămânem aici în țară și producem, aducem aport la PIB-ul țării.
până la urmă nu putem lucra toți în industria grea sau în aceste industrie asamblatoare despre care am vorbit. Industria textilă se fărâmițează pozitiv și pătrunde în sate, în colțuri ale țării unde femeile nu-și găsesc de lucru. Patronii încearcă să obțină profit. Profit din care trăim cu toții, așa cum am menționat anterior. Aici nu vorbim despre zgârcenia patronilor, ci vorbim de prudența patronilor. În sensul că dacă acordăm mult, vom muri cu toții. Dacă acordăm câte puțin, avem puțin și permanent. Pentru puturoși, în general, orice muncă ce necesită un pic de efort și de îndemânare reprezintă sclavie. Le place să spună asta și probabil că ei consideră o normalitate. În industria noastră nu se practică sclavagismul, este o industrie ca orice altă industrie. Majoritatea industriilor există o lipsă a forței de muncă calificată. Cum stau treburile în industria textilă? Sunt suficienți oameni care pot ocupa eventualele locuri disponibile? Evident că nici industria textilă nu putea să fie altfel decât în toată economia României, unde lipsa forței de muncă calificate, în primul rând, sau a celei care dorește să califice, e destul de acută. Odată, chestia asta probabil că se provine din faptul că populația României îmbătrânește și constatăm asta prin vârsta medie a personalului nostru acum, care de la 30 de ani acum 15-20 de ani se duce undeva între 40 și 45 de ani în ziua de astăzi. Deci e clar că fenomenul ăsta e oarecum natural. Dar din păcate i-a ajutat și de migrația spre vest a forței de muncă deja calificate sau a tinerilor care ar putea să se califice și pe de altă parte de populismul ăsta al clasei politice care cu ajutoarele sociale face ca apetența pentru muncă a tinerilor sau poate chiar și a mai puțin tinerilor să scadă, să diminueze tot timpul. Pentru că dacă le dai ceva fără să muncească, oamenii se obișnuiesc cu chestia asta și uneori o preferă. Cum vă spuneam, noi credem că principalul vinovat pentru chestia asta, în afară de factorul politic, ar mai fi și o mass media foarte dispusă să facă rating pe baza unor informații care nu sunt neapărat caracteristice pentru o anumită industrie. Deci industria asta a confecțiilor a fost denigrată permanent și despre ea s-a vorbit în termeni, cum am făcut și noi astăzi, de sclavagism modern. Nu întotdeauna pentru că așa au stat lucrurile. Sigur că au fost, cu siguranță nu negăm chestia asta, au fost locuri și lucruri care s-au întâmplat și n-ar fi trebuit să se întâmple și care pot duce la o asemenea chestie, dar s-a vorbit atât de mult despre niște accidente, să le spunem, care probabil că n-au fost și sigur n-au fost caracteristice acestei industrii și s-a vorbit mult mai puțin și nu numai despre industria textilă, despre cultul muncii, despre faptul că ar trebui toți să ne bazăm existența pe niște eforturi care sigur că unii le pot face cu mai mult succes și pot ajunge la nivele foarte înalte, alții nu suntem toți la fel, nu? Cum spun și reclamele la diverse produse. Și atunci ne găsim locul pe diverse niveluri ale industriei. Și sigur că școala ar fi foarte bine să furnizeze oameni foarte pregătiți și cu pregătire foarte înaltă. Chestia asta, odată o vedem că în realitate nu se întâmplă, adică deși mergem toți la școală sau majoritatea facem un parcurs școlar, rezultatele cu care ieșim de acolo nu sunt întotdeauna cele mai bune. Uneori, testele pe care noi le dăm la angajare ne confirmă faptul că abilitățile cu care vin copiii din școală sunt foarte, foarte, foarte diferite de ceea ce ne-am dorit noi. Deci școala, cel puțin cea profesională, nu se apropie de necesitățile industriei. Și pe de altă parte constatăm că părinții în general, și nu le putem nega dreptul ăsta,
își îndeamnă copiii să facă un parcurs școlar care trece prin liceu sau se oprește după liceu, deși abilitățile pe care le obțin copiii și competențele la acel nivel, să zicem că nu mai trec de bacalaureat, sunt foarte, foarte mici. Și atunci, din nou revenim la politica care și-a băgat și aici coada și am avut niște, și avem niște miniștri ai învățământului care fac tot timpul reforme, dar nu reușesc să reformeze nimic și care au distrus prima dată învățământul profesional că, și au, prin asta au indus ideea că acest învățământ nici nu este necesar, lucru care a prins destul de repede și a fost și destul de mediatizat sau, mă rog, politicul și îl vehiculează media în continuare, ne spune că e bine să fim IT-iști, să fim avocați, să fim doctori, dar nu o să reușim să fim toți așa, adică nici nouă ne-ar părea rău să avem niște confecționeri care au studii superioare, dar ar fi inutil, adică ar fi niște consumuri inutile și nu o să putem toți să facem studii superioare pentru că întotdeauna vom avea nevoie și de niște instalatori, vom avea nevoie și de niște croitori, niște bucătari, niște oameni care să ne repare mașinile. Ori dacă noi facem tinerii să viseze toți că vor ajunge IT-iști, sigur că aduce valoare adăugată mare, dar trebuie să avem și valori de astea adăugate care țin cont de viața noastră, de necesitățile noastre de zi cu zi. Și aici și învățământul profesional, care acum încercăm să-l resuscităm, nu reușește să producă acei oameni de care avem nevoie pentru că cam toți își doresc altceva. Lucru care în sine nu e rău, dar trebuie să avem și realismul să vedem cât e posibil din ceea ce ne dorim noi să facem. Și în al treilea rând, sigur că avem situația asta a migrației forței de muncă către vest, dar care migrație a avut și a avut elementul ăsta de criză în care s-a mai domolit și în care am fi putut poate să recuperăm un pic din ceea ce a plecat calificat dacă am fi avut niște guvernanți care să înțeleagă că oamenii ca să se întoarcă acasă nu vor neapărat același salarii ca acolo, pentru că din statistici rezultă că ei în momentul în care și-au pus această problemă nu s-au întrebat în primul rând cât e salariul dacă ne întoarcem, ci dacă acolo când ne întoarcem avem un sistem de sănătate, avem un sistem de învățământ și o stabilitate, adică niște salarii poate mai mici, dar să fie stabile. Ori așa ceva mediul politic și social în România nu le poate oferi la ora actuală și eu sunt convins că am și cunoștințe în domeniu, nu se întorc din acest motiv. Să discutăm puțin și de Brexit, condițiile în care Marea Britanie este una dintre piețele mari de unde vin și majoritatea comenzilor firmei Francesca. Practic, cum va afecta Brexit-ul și care sunt previziunile pentru viitor? Că este foarte important să discutăm de termen mediu și lung. Da. Brexit-ul a creat un dezechilibru valutar ce s-ar putea traduce într-o scădere a veniturilor de aproximativ 15%. Așa cum a spus și dumneavoastră, având în vedere că fabricile de confecții din România au în special contracte încheiate cu clienți din Marea Britanie, doi din trei salariați ar putea să-și piardă locul de muncă în viitor prin scăderea numărului de comenzi. Asta în condițiile în care, dacă statul nu intervine și nu ia măsuri în această privință, fabricile ar putea migra către alte țări, Bangladesh, Indonezia sau Turcia. Unul din argumentele invocate de patroni în susținerea statului ar fi acela că industria textilă are o pondere importantă în PIB-ul țării. Prin urmare, diminuarea veniturilor cu 15% datorate cursului valutar, precum și majorarea salariului minim pe economie și a taxelor cu încă 15%, a condus per total la o creștere a costurilor cu 30%, o creștere catastrofală, având în vedere că fabricile de confecții din România nu au o marjă de profit de 30%.
Aici ar trebui să intervină statul cu subvenții și finanțări, zicem noi, așa cum a făcut și în alte domenii, în minerit, de exemplu. Industria textilă nu numai că a fost ignorată, dar i s-au mărit costurile prin mărirea salariului minim și a taxelor suplimentare. Ca și previziuni pentru viitor, fabricile de confecții vor putea supraviețui doar dacă vor putea să investească în tehnologie de ultimă generație. În caz contrar, pierderea puținelor și fragilor avantaje vor descuraja investitorii străini și autohtoni și va duce la pierderea relațiilor contractuale cu mari operatorii care dețin piețele de desfacere. Ce măsuri ar trebui luate pentru a susține industria textilă? Aici am putea vorbi de multe măsuri, însă o să încercăm să enumerăm câteva din ele, din cele importante. Stagnarea salariului minim la nivelul actual. Salariul ar trebui să fie în concordanță cu rezultatele, cu performanțele în muncă și nu ar trebui să fie o chestiune politică. O altă măsură pe care noi am propus-o și poate fi studiată pe site-ul asociației este introducerea cotelor de impozitare progresivă pe venitul salarial. Reducerea CAS angajator de la 15,8 la cât există în prezent la nivelul CAS salariat de 10,5 ar mai putea fi încă o măsură care ar putea ajuta industria textilă și nu numai. Eliminarea contribuției de sănătate angajator. Acolo unde angajatorii pot demonstra că au un contract încheiat, un contract de sănătate privat încheiat pentru toți salariații unității. Eliminarea ajutoarelor sociale. Este foarte important să știm că trebuie să muncim pentru a și nu trebuie să stăm acasă să așteptăm să ne vină ajutorul social atât timp cât există locuri de muncă vacante. Schimbarea legii șomajului, în sensul că șomerului nu ar trebui să-i se dea posibilitatea să refuze locurile de muncă, ci ar trebui trimis către primul loc de muncă vacant. Acest lucru cu siguranță ar putea să-l facă AJFM fără prea mult efort. Necesitatea reabilitării publice a muncii, în speța industriei textile, care a fost denigrată în ultima perioadă prin termen de sclavie, chiar demonizată în ultima perioadă. Atât politicienii cât și mass media ar trebui să dea mai multă importanță acestui sector, având în vedere că are o contribuție importantă în PIB-ul țării. Să nu uităm că în 2004, conform statisticilor, aproximativ 54% din venitul din valutar al țării era adus de industria textilă. Acum suntem undeva la 50-60% din capacitatea fizică și financiară față de anul 2004, anii 2004-2006. Concluzia ar fi că, deși suntem o industrie mică și destul de neglijată, un fel de cenușăreasă, să zic așa, a industriei românești, aducem câte ceva la PIB și dacă nu suntem băgați în seamă mai mult decât am fost băgați până acum, pentru că nu cerem niște lucruri și nu cerem numai pentru noi, nu cerem niște lucruri care să-i ajute pe patroni. Încercăm să salvăm sau să ducem mai departe o industrie care a avut niște contribuții destul de substanțiale la viața noastră așa cum a fost ea până acum. Dacă nu o băgăm în seamă, va muri, pentru că nu poți dintr-un loc numai să iei și să nu pui nimic la loc foarte multă vreme. Ori noi cred că am fost cei de la care s-a luat cam tot ce s-a putut lua și, așa cum spuneau și colegele mele, industriile astea care sunt mai puțin băgate în seamă, până la urmă dau banii din care se fac majoritatea lucrurilor în țara asta și asta ar trebui să nu uite nici politicienii și să nu uităm nici noi atunci când ne gândim că poate ar trebui toți să ne facem copii IT-ști sau mai știu meserii foarte, foarte vizibile, că va fi întotdeauna nevoie și o societate se bazează pe chestia asta de oameni care să facă toate muncile care sunt necesare la un moment dat ca să putem trăi.